Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la pastila de lectură. Venim cu vești bune și foarte bune, aș putea spune, pentru că începem o nouă campanie, o nouă campanie inițiată de editura Herald. Mari personalități care au schimbat istoria omenirii, istoria umanității. 10 cărți autobiografice care te dezvoltă și aș începe discuția noastră de astăzi cu un citat din Frederick Douglass: când înveți să citești, devii liber pentru totdeauna. Este vorba despre o campanie care va dura 10 zile, de pe 30 aprilie până pe 1, până pe 10 mai. O campanie în care aducem înaintea cititorilor Herald cărți dintr-o colecție foarte frumoasă. Este vorba despre colecția Autobiografia, o colecție cu foarte multe personalități, așa cum am spus, care au schimbat fața, au schimbat istoria umanității și în psihologie sau în psihanaliză, în știință, în cultură, în literatură. Și aș menționa câteva nume. Este vorba despre autobiografia Ecaterinei cea Mare, țarina Rusiei, despre Sigmund Freud, cel despre care vom vorbi astăzi, de asemenea Nikola Tesla în știință, scriitori precum Victor Hugo, memoriile lui Victor Hugo, de asemenea Mark Twain, mari personalități ale culturii și istoriei umanității precum Mahatma Gandhi sau Dalai Lama. Iată foarte multe personalități din diverse domenii despre care noi vom povesti alături de invitații noștri. Astăzi l-avem alături de noi și îi mulțumim foarte mult pentru că ne onorează cu prezența. Răzvan Pindic, psihoterapeut psihanalitic, consilier dezvoltare personală și fondatorul Cercului Freud, pentru că vom vorbi despre Sigmund Freud. 6 mai, ziua în care el s-a născut și mi-am și notat, s-a născut într-o familie de evrei din Freiburg, în Moravia, un orășel din Cehia de astăzi, data de 6 mai 1856. Spune la începutul cărții Sigmund Freud, Viața mea și psihanaliza, spune Freud: părinții mei erau evrei și tot evreu am rămas și eu. Cât despre familia din partea tatălui, mi-amintesc că aceasta a viețuit multă vreme în zona Rinului, la Köln, și că în urma persecuțiilor împotriva evreilor, în secolele 14-15 a emigrat spre Est, iar în cursul secolului 19 a început să migreze înapoi din Lituania, trecând prin Galiția, spre o țară de limbă germană, în speță Austria, unde a trăit până în 1938. Eu am să vă arăt la cameră și cartea Viața mea și psihanaliza de Sigmund Freud în colecția Autobiografia, unde Sigmund Freud îmbină elemente narrative biografice și autobiografice cu pasiunea lui de o viață, psihanaliza. Răzvan, da? Cum te-a marcat această carte? De ce, în primul rând, cum ai citit-o? Cum l-ai simțit pe Sigmund Freud dincolo de cărțile sale? Pentru că, trebuie să spunem, prin lucrările sale el a introdus noțiuni precum inconștientul, mecanismele de apărare, simbolistica viselor, dar aici vine și cu împletirea acestei zone de biografie și autobiografie. Vorbește despre originile părinților săi, despre frații săi, despre copilăria lui, până la urmă despre psihanaliză, aducând în această carte și partea lui profesională. Cum l-ai simțit pe Sigmund Freud în acest stil, să spunem, confesiv din această carte, Viața mea și psihanaliza? În primul rând vreau și eu să îți mulțumesc pentru invitație. Sigmund Freud m-a marcat foarte puternic. De aici și alegerea mea de a merge spre psihanaliză, spre psihoterapia psihanalitică. Ce e important de știut despre Freud în privința autobiografiei lui este că la un moment dat, în tinerețea lui, dacă mi-amintesc bine, undeva prin anii 80,
a ales să își distrugă toate jurnalele, toate scrisorile, scriindu-i Martei logonice lui că face chestia asta tocmai în ciuda viitorilor biografi, pentru că nu vrea să le lase un asemenea material. Și interesant să vedem că mult mai târziu Freud, el însuși ia și se angajează la o asemenea descriere a propriei vieți, alegând el însuși, ca să spun așa, cum vrea să sune povestea, propria lui poveste. El, așa cum spuneam, vine cu aceste noțiuni precum inconștientul, mecanisme de apărare simbolistică a viselor. Sunt câteva capitole în carte în care vorbește despre începuturile psihanalizei. Chiar am găsit un capitol despre istoria mișcării psihanalitice și în care el spune în paginile care urmează, îmi propun să aduc o contribuție la mișcarea psihanalitică. Această contribuție prezintă un caracter subiectiv, de altfel, care sper nu va mira pe nimeni, la fel cum nu este de mirare că voi vorbi aici despre rolul pe care l-am jucat în dezvoltarea acestei științe. Psihanaliza este creația mea. Cum ar fi arătat astăzi psihanaliza fără Sigmund Freud? E o întrebare foarte, foarte dificilă, pentru că presupune un exercițiu de imaginație. Da, și un exercițiu contrafactual, pentru că, într-un anumit sens, da, Freud are dreptate, psihanaliza e creația lui, e rodul eforturilor lui de a înțelege ce înseamnă psihic, ce înseamnă patologia psihică, de ce oamenii se pot îmbolnăvi într-un fel în care corpul lor nu prezintă semn, spre exemplu. O mare dilemă pentru el, în jurul căreia cumva întreaga lui viață, atât intelectuală cât și emoțională, a gravitat. Dar e o întrebare cu atât mai interesantă cu cât ar fi bine să știm că, și de altfel nici Freud nu neagă lucrul ăsta, psihanaliza a luat naștere mai mult sau mai puțin din hipnoză, din munca terapeutică cu ajutorul hipnozei din perioada lui Freud. Freud, care s-a dezvoltat în bună măsură în compania lui Breuer, care el, fiind un alt neurolog din acea perioadă, a dezvoltat o metodă terapeutică care avea, era numită metoda catartică și avea în vedere descătușarea emoțiilor care au ajuns să se închidă la un moment dat în viața individului în urma unei traume, iar terapia lui Breuer avea în vedere atingerea acestei emoții, ajungerea la această emoție și descătușarea ei. Freud a plecat de aici, Breuer folosea mult hipnoza, Freud a folosit mult hipnoza, însă de la un punct încolo nu a mai fost mulțumit de rezultatele pe care le avea pe calea asta, așa încât a cotit către o altă tehnică care încet încet a devenit tehnica psihanalitică. Pe coperta 4 a cărții Viața mea și psihanaliza, publicată pentru prima dată în 1925, carte scrisă de, sau autobiografie scrisă de Freud, în binecunoscutul său stil convingător, direct și sincer, pe lângă colaborările și controversele mai mult sau mai puțin aprinse avute cu diferite figuri marcante ale psihologiei moderne din acea vreme, printre care și Carl Gustav Jung, Freud își expune propria dezvoltare intelectuală și profesională, ce coincide practic cu nașterea și dezvoltarea conceptelor și a metodei psihanalizei. În cuvintele sale, scrise în 1935, aceste pagini, spune Sigmund Freud, sunt străbătute de două teme, povestea vieții mele și istoria psihanalizei. Ele sunt strâns întrețesute,
Această autobiografie arată în ce fel a ajuns psihanaliza să reprezinte întregul conținut al vieții mele și presupune în mod corect faptul că nicio experiență personală nu prezintă interes în comparație cu relațiile pe care le am cu această știință. Putem spune despre Freud că a fost un soi de autodidact, un om care a muncit foarte mult și a adus o contribuție remarcabilă la nașterea psihanalizei ca știință și faptul că muncea foarte, foarte mult. Până la urmă, chiar dacă vorbim despre un volum autobiografic, acest volum se împletește foarte bine cu activitatea sa până la urmă. Da, Freud alege să vorbească mai mult despre activitatea lui intelectuală decât despre evenimentele intime din viața lui. Personale ale vieții, da. E bine să știm că marile dezvoltări din psihanaliză a multora dintre mari autori, mari întemeietori de școală în intermediul acestei discipline, cum ziceam, multe din aceste dezvoltări au apărut în urma unui lucru cu sine. Inclusiv Freud a avut o bună perioadă de ceea ce el numea autoanaliză. Adică a luat, s-a cercetat și a scris visele, le-a analizat și a analizat propriul trecut, propriile conflicte, traume și așa mai departe. Și în urma acestui proces foarte intens, un proces care azi în goana stilului de viață pe care l-a adoptat Occidentul e din ce în ce mai greu de realizat, din toată această muncă Freud a dezvoltat niște concepte cruciale, cum ar fi complexul Oedip și așa mai departe, și a luat aceste concepte și le-a testat cu pacienții lui în munca terapeutică, văzând că sunt niște concepte care nu sunt doar despre el, o activitate cu sine și așa mai departe, așa narcisică, ci a reușit să ajungă la ceea ce în el însuși era universal, la ceea ce în el însuși vorbea și despre ceilalți. Și cam așa au făcut mulți dintre psihanaliști, chiar psihanaliști de mai târziu, Melanie Klein, Karen Horney, Heinz Kohut, sunt pasaje din opera lor în care transpar aceste eforturi de lucru cu sine. Și cumva de aici se naște într-adevăr creativitatea din a lucra cu tine, a te studia și a vedea ce anume din ceea ce descoperi e relevant pentru ceilalți. Mulțumesc foarte mult, Răzvan. Răzvan Pindic a fost alături de noi astăzi vorbind despre viața și opera lui Sigmund Freud, pentru că îl sărbătorim pe Freud 6 mai. Răzvan Pindic, psihoterapeut, psihanalitic, consilier de dezvoltare personală și fondator al Cercului Freud. Sigmund Freud, medic neuropsihiatru, considerat părintele psihanalizei. Am vorbit despre această carte minunată și foarte, foarte ușor de citit în colecția Autobiografia. Sigmund Freud, viața mea și psihanaliza, vă mai arăt încă o dată la cameră. Este o carte realmente superbă și vă mai amintesc, dragii noștri cititori, despre campania inițiată de editura Herald, 10 cărți autobiografice care te dezvoltă, câte o personalitate pe zi, cărți din colecția Autobiografia, mari personalități care au schimbat istoria umanității, istoria omenirii, începând de la știință, continuând cu literatură, istorie, iată, psihologie, psihanaliză și nu numai. Mulțumesc foarte mult, Răzvan, și noi, dragii noștri, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a Pastilei de Lectură, vorbind, așa cum am spus, despre o altă personalitate marcantă din colecția Autobiografia,
care a schimbat fața, care a schimbat istoria umanității. Vă doresc o zi minunată în continuare. Nu uitați, intrând pe site-ul editurii Herald, găsiți aceste cărți din colecția Autobiografia cu o reducere de 40%, un motiv în plus să accesați site-ul editurii www.editura-herald.ro. Eu vă doresc o zi minunată și lectură plăcută în continuare. Mulțumesc din suflet, Răzvan Pindic. Mulțumesc.